Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Vă invit să vorbim astăzi despre Constanța și despre ce se întâmplă în orașul nostru din perspectiva unia dintre viceprimari. Atribuțiile viceprimarilor sunt împărțite, au fost așa de la bun început, dar acum câteva săptămâni a avut loc o reîmpărțire a atribuțiilor. Așadar, astăzi, în platou, domnul Florin Cocargeanu, primar din partea USR Plus, ne va vorbi despre, cum spuneam, ce se întâmplă nou în municipiul Constanța. Bună seara! Bună seara! Haideți să începem cu începutul. De fapt, o curiozitate. V-ați întors în primărie, nu? Da, da, da. Acum câteva luni bune, prin primăvară. Mai de mult. A fost o poveste, ați venit aici la început cu domnul Rusu, vă mutați să răți undeva în sediu... Spit de pe Sulmona, da. Ați găsit loc în primărie? De ce? Cum de v-ați întors? Da, exact cum a fost discuția la început. Cum reușește, cum se eliberează ceva în primărie, urma să mă întorc. Lucrul ăsta s-a întâmplat imediat. Ați trecut printr-un, nu numai dumneavoastră, și domnul Rusu sau toată primăria, printr-un moment, așa cum spuneam puțin mai devreme, de reorganizare a atribuțiilor. S-a și scris în presa locală că, iată, viceprimarii, atât dumneavoastră cât și domnul Rusu, nu mai au nicio atribuție. Ce s-a întâmplat atunci? De ce a fost nevoie de această reorganizare a atribuțiilor și care sunt domeniile de care vă ocupați acum, domnule Cocargeanu? Atunci a fost o perioadă de aproximativ 2 săptămâni în momentul în care a intrat în vigoare organigrama, s-a și dat o dispoziție, așa cum era normal, pentru că unele direcții se schimbaseră, serviciile, și ni s-au retras atribuțiile, urmând ca... Cam atât au trecut, 2 săptămâni, în jur de 2 săptămâni, ne-a fost dată o nouă dispoziție cu noile atribuții sau acolo unde nu s-au schimbat, că din câte știu, de exemplu, la domnul Rusu nu s-au schimbat ca și atribuții, doar eventual denumiri de departamente sau în sensul ăsta. Deci s-a revenit. Ați pierdut, ați câștigat ceva prin această reorganizare a atribuțiilor? Față de protocolul încheiat inițial, nu mai sunt serviciile de spații verzi și amenajări urbane. În schimb, acum am direcția de digitalizare, evidența populației și spitul care nu erau incluse în protocol. Dar cred că vă ocupați de spit. Le aveam și inițial, dar vreau să spun că față de protocol, că de asta ne legăm în mod direct, acestea erau date și inițial. A rămas compartimentul pentru unitățile de învățământ, a rămas la mine. În rest, sunt unele, gen autorizarea agenților economici, asociațiile de proprietari, care acum nu mai sunt în subordinea mea. Ați avut discuții privind această reorganizare, reatribuire, sau a fost un fel de, nu știu, decizia primarului, n-aș vrea să-i spun? Nu, au fost discuții, noi am spus cam ce vrem, într-adevăr, am renunțat destul de greu, sau nu pot să spun că nevoit sau nu la cele două servicii, dar noi și în general USR, fiind un partid care mizează pe partea de digitalizare, am zis că având direcția aceasta putem să acoperim cele pe care nu le mai avem în momentul de față. Înțeleg de ce ați renunțat la spații verzi. Un subiect destul de fierbinte în Constanța și destul de vizibil și destul de criticat în această perioadă. Și eu văd așa două posibilități. Fie a spus, domnule, renunțăm ca să nu ne mai critice lumea pe noi, că iată nu se întâmplă. Ori a fost prea greu pentru USR, ori și-a dorit neapărat cineva să se ocupe de spațiile verzi. Nu înțeleg ce a stat în spatele acestei mutări. Nu a fost neapărat o renunțare a noastră și nu pentru că nu am fi făcut față sau din astfel de motive. Pur și simplu am ajuns la o înțelegere pentru a merge înainte și a nu mai exista anumite divergențe, pentru că știți că a fost... Acum nu stăm să ne ascundem. A fost un scandal mediatic despre care oricum nu vreau să mai vorbesc. Și a fost cumva un compromis al tuturor, poate mai mult al nostru, astfel încât să putem să mergem înainte și după
perioada asta să înceapă să se vadă efectiv ceva, ceva în oraș și să nu se mai vadă doar certurile pe care noi le avem sau care ar părea că le avem în exterior. E frumos că numiți compromis, pare așa, un eșec. Acum câteva luni de zile spuneați, nu dumneavoastră personal, USR, că nu doriți să continuați în această echipă dacă rămâne Horia Constantinescu. Acum nu numai că a rămas domnul Horia Constantinescu, este și șef, înțeleg, director în primărie, a luat și spațiile verzi și ați mers mai departe, nu știu dacă e compromis. Făcea Geo Boxă odată, domnule Cocargeanu, diferența între compromis și compromitere. Acum nu vreau să vă supărați pe mine. Ce e asta? Compromis, compromitere? Păi nu este compromitere, pentru că până la urmă nu este vorba doar de noi. Trebuie să fie vorba despre cetățeni. Și am primit și feedback de la oameni care ne erau apropiați și care ziceau, băi, terminați și voi odată cu prostiile, terminați cu certurile astea, că nu de-aia v-am pus acolo, nu de-aia sunteți acolo, haideți să se vadă ceva, că până acum nu se vede nimic, mizeria este în continuare, spațiile verzi sunt cum sunt și diverse probleme, pare că nu s-a rezolvat nimic sau unii chiar spun, pare să fie mai rău ca înainte. Nu știu dacă este așa, nu pot să-mi dau cu părerea deocamdată după lunile astea care au trecut până acum, dar pe asta spun. Am zis, ok, haide să mergem înainte și să vedem. Asta este. Da. Poate să se vadă ca o renunțare, dar nu pentru faptul că nu am fi putut conduce, ci pur și simplu pentru că trebuia să deblocăm și să mergem înainte și să găsim o soluție. Noi am zis, ne-am spus punctul de vedere, am încercat să-l impunem. A trebuit să ne oprim la un moment dat, pentru că altfel nu știu unde am fi ajuns. Dacă am fi continuat certurile și în acest moment și cine știe cât timp de acum încolo, nu știu. Adică și canele astea și... Da, e măcar în momentul de față avem o colaborare și un dialog bun cu cei din PNL. Asta vreau să vă întreb, cum stau lucrurile acum? E drept, a fost o perioadă destul de... tulbure din punct de vedere comunicațional. Sau da, așa am văzut-o noi. Întrerupere a comunicării dintre noi. Cum stau acum lucrurile în alianța aceasta între USR acum și lucrurile PNL? Sunt bune, le discutăm. Discutăm aproape orice, sau în general, proiectele importante le discutăm în amănunt. Chiar acum, de aproximativ o săptămână, discutăm pe marginea regulamentului pentru autorizarea agenților economici, ca să dăm forma finală să intre la vot în ședință. Deci, pot să spun că am mai învățat și noi din trecut și acum am mai căpătat și o oarecare experiență, poate și în administrație, și încercăm, lucrurile s-au mai îmbunătățit și comunicațional și din mai multe puncte de vedere. Ce drept n-am mai văzut în ultima vreme, nu știu, scandalurile de presă pe care le vedeam în trecut. Există dialog cu echipa PNL și cu primarul Virgil Chițac sau numai cu echipa PNL? Nu, sau... eu am dialog și cu domnul primar, deci nu doar cu echipa PNL, și cu domnul primar. Am înțeles. Dialogul instituțional. Bun. Da. Haideți să vedem ce se întâmplă în ograda dumneavoastră. Vom vorbi puțin și despre parcări. Este un subiect pe care USR l-a repus pe tapet. Ați solicitat niște modificări ale regulamentului. Vom vorbi puțin și despre piața Ovidiu. Ați fost acolo împreună cu echipa USR și ați vorbit cu oamenii. Un alt regulament acolo. Apropo, sunt prea multe regulamente sau e bine să fie regulamente? Lumea spune așa, domnule, face primăria regulament pentru orice, pentru parcări, pentru, nu știu, spații verzi, pentru piață vie. Da, e bine în general, să fie regulamentele astea au existat și înainte. Multe dintre ele nu se respectau. Regulamentul pentru agenți, într-adevăr, se respecta, acolo era clar. Doar că, din punctul nostru de vedere, trebuia îmbunătățit. Acum, eu nu cred că sunt multe, cred că faptul că apar așa în față și tot votăm regulamente și despre ele se discută, poate din cauza asta poate să impresie aceasta, ele, da. Multe dintre ele sau majoritatea au existat și înainte. Am înțeles. Adică, și cel despre legat de piața Ovidiu, știm că a fost introdus și după aceea a picat în instanță a din anumite motive. A fost dezbatere și cel despre da. Parcări, de fapt, a fost, cred că la un moment dat, aplicat, a picat tot în instanță. Da, și cel despre parcări, adică sunt niște regulamente... referitor la parcări și până să ajungem la subiect, așa, o mică precizare. Eram un oraș și multora din afară, din alte orașe, de exemplu, îmi spunea un coleg acum că a fost la Cluj și vorbind acolo despre parcări, despre regulament,
i s-a spus, voi n-ați avut un regulament al parcării, voi nu plăteați parcarea până acum în oraș, așa ceva este aproape imposibil sau de neconceput, pentru că în Clujul sau Brașovul, acolo se plătește parcarea se plătește de când da, știu Brașovul, eu parcarea. Din da, punctul da. Meu de vedere, este cel mai bun exemplu din punctul ăsta de vedere da, al sistemului de parcări, chiar mai bun decât Clujul. Da? Așa, eu așa mi s-a părut mie. Că ce, au acum ceva probleme, ei delegaseră sistemul de parcare unei firme private și înțeleg că au fost ceva... Am văzut și eu niște titluri, dar nu știu. Da. Da. Mă gândesc ce s-ar întâmpla aici, dacă primăria spune așa, haideți să luăm o firmă, oricare facem în citație și vă ocupați voi de parcări, de amenzi, de picre, care și revoluție. S-ar căuta firma aia, nu știu, până în cele mai ascunse unghiere, să vedem a cui e, de ce, de... pentru că așa se întâmplă, da. Dar vom discuta despre parcări. Înainte de a ajunge la atribuțiile dumneavoastră, să discutăm puțin despre acest regulament al agenților economici. Ce vreți să schimbați acolo? Sau ce discutați acum? Sunt multe chestii tehnice pe care nu pot să le spun acum. Chestiuni sunt chestiuni tehnice. Formă vorbim așa de programul, dar aici încă mai sunt discuții, programul bișbarurilor, programul teraselor în oraș. Deci inclusiv pentru Mamaia. Constanța inclusiv, Mamaia. Inclusiv Mamaia, da. Dar multe sunt, sau majoritatea sunt chestii tehnice, da. Aici în mare parte, adică, nu știu, rămân foarte multe din regulamentul vechi în modul de autorizare. Există presiuni, mă scuzați, asupra dumneavoastră, a consilierilor, mă rog, membrilor primăriei, din partea agenților economici, pentru că este un subiect important, nu știu. Vrem bișbarul până la... să funcționeze până la 5 dimineață. Nu, au fost doar discuții, nu pot să spun că au fost presiuni. Deci discuții normale, pe care le-am purtat, da, au fost doar discuții, nu, normale, fără... să zic, amenințări sau chestii de genul astfel încât să simțim o presiune asupra. La un moment dat, la începutul verii, se încinseseră puțin spiritele și în Mamaia în legătură cu spațiile acestea de vânzare de alimente. Vindem, nu vindem alimente în Mamaia, ce facem? Tocmai de asta și regulamentul ăsta trebuie să fie mult mai clar și în momentul în care se aplică. Să nu mai existe discuțiile astea, să nu mai existe... Să știi, sigur, te duci aici, astea sunt articolele, asta trebuie să respecti. Și trebuie să existe o predictibilitate. Tocmai asta că făcându-se niște schimbări din mers, mai ales pentru sezonul ăsta și în scurt timp, nefiind pregătite așa cum trebuie sau nefiind discutate, pentru că dacă am fi preluat administrația în mai cum se, sau iunie, cum este de obicei, probabil am fi avut timp să ne organizăm mult mai bine pentru sezonul acesta, dar intrând în noiembrie, fiind și agitația de început, diverse probleme, după aceea nu s-a făcut totul așa cum trebuie, sau cel puțin din punct de vedere comunicațional nu s-a... Să știți că dacă ați preluat în noiembrie și acum vorbesc că vine și de PNL și de USR, lumea spune, domnule, e destul timp să vă pregătiți pentru vară. Deci din octombrie, noiembrie până în mai ați fi avut tot timpul și USR și PNR să puneți la punct un regulament care să funcționeze în Mamaia, de exemplu, nu să avem scandalurile pe care le-am avut la început. Cred totuși că s-a terminat cu bine sezonul, că a fost multă lume, mulți turiști, dar e cumva un foc peste care s-a pus un capac, el trebuie rezolvat cumva, pentru că cred că mulțumirile de la începutul anului nu s-a rezolvat. Problema este că oricum n-am fi avut, adică în luna decembrie, cum să rezolvăm cu regulamentul și am fi intrat în anul ăsta. Odată intrați în anul ăsta, o parte dintre agenți puteau să se autorizeze pe regulamentul la vechi. La începutul anului pe regulamentul vechi. Și atunci ar fi fost niște diferențe. Chiar asta ni s-a reproșat. Adică neștiindu-se că ăsta, regulamentul actual va mai întârzia și din cauza faptului că vorbeam de comunicarea întreruptă și... Așa. Și gândindu-se că va intra oricum înainte de sezon, ei spuneau, păi stai că eu mi-am depus în ianuarie, eu am depus în februarie, tot ar fi fost niște probleme acolo de organizare. Cu siguranță. Rămân spații alimentare în stațiunea Mamaia? Aveți o viziune dumneavoastră, USR-ul, le scoateți sau încă nu s-a discutat despre asta în cadrul partidului? Rămân cu respectarea legii și a destinației spațiului respectiv. Am înțeles. O să discutăm despre regulamentul acesta când va fi, după ce se definitivează în urma discuțiilor. Ce faceți la SPIT? Dați oamenii... E o organizare care se lasă și cu ceva concedieri, oameni care pleacă, din câte am văzut eu. Da, la SPIT va fi o reorganizare, așa cum a fost și în cadrul primărului celorlalte departamente, că și la DGAS au fost... Da, și în primărie. Da, și în primărie.
Și vorbim de o reducere de posturi, de 40 de posturi se reduc, de la 249 la 209. Multe dintre ele, 24, erau vacante și vreo 16 din cele ocupate vor fi desființate și se vor da concursuri pentru posturile care rămân. Deci pleacă 16 persoane, da. Și în locul lor se angajează. Nu se angajează. Sau tot, cum? Deci, se reduce numărul de posturi și dacă, să zicem, ca și exemplu, într-un departament erau 9 și acum rămân 8, toți cei 9 pot da examen pentru cele 8 locuri. Nu înțeleg. Toată lumea din SPIT, în urma organizării, va da examen? Doar pe anumite departamente care se reorganizează. Că nu toate compartimentele sau toate departamentele, nu toate agențiile se reorganizează. Deci, sunt doar în vreo două se va da examen. Cine a luat decizia? Primăria? Conducerea SPIT? Conducerea SPIT, eu, domnul primar, au fost niște discuții pe reorganizarea și pe reorganizarea instituției. Va fi mai bine pentru constanțeni în urma acestei reorganizări? Vom simți noi ceva? Să este acolo o chestiune, nu știu, administrativă, politică, nu știu? Nu este politică, este din punctul meu de vedere administrativă. SPIT-ul funcționează, cred eu, destul de bine acum și pe partea de online și pe partea de digitalizare, să-i spun așa, este față de primărie, este cumva superioară. E avansat SPIT-ul, da. Și cred, și dacă așa, și conducerea a zis că poate funcționa în modul acesta, cred că este de ce să nu fie o decizie bună. Eu cred că este o decizie bună. Acolo am văzut la SPIT acum mulți ani, pentru prima dată, automatele acelea, de un lucru simplu, dar foarte eficient pentru contribuabil. Automatele pentru bonuri de ordine. Apeși pe un buton și nu mai stai măcar la coadă. Și într-adevăr au un serviciu destul de bine pus punct online. Poți să scoți certificate, de exemplu, sau, mă rog, destul de multe chestiuni online de acasă. Nu te mai duci până acolo. Nu e complicat cu SPIT-ul, totuși? Mulți angajați, multă bătaie de cap? Faceți față? Da. Dar vă mai spun o dată, instituția funcționează destul de bine. Și am comunicare cu doamna director, chiar am aflat ieri sau alaltă ieri, că și cu colectarea stăm destul de bine pe anul ăsta. Am ajuns undeva la 91% din ceea ce își propusese. Deja 91%? Da, ce cred că e destul de bine. Înseamnă că au constanțenii bani și firmele și plătesc taxele și în continuare căutăm soluții să renunțăm la sediul de pe Sulmona, deci aproape sigur la sfârșitul anului nu se va prelungi contractul care expiră. Ați găsit spațiu? Știu că voiați să-l mutați într-una din sediile RADPP, dacă nu mă înșel. Da, voiam să mutăm acolo ambele sedii. Doar că acela de-abia acum e în faza de licitație. Da, fost la RADPP va dura puțin până va fi gata clădirea. Va dura cam 2 ani, cred. Da? În timpul acesta am discutat și cu o doamna director de la SPIT și am zis îl păstrăm pe cel de pe Tomis, pentru că este mai mare. O parte din oamenii de pe Sulmona, cei care sunt dintr-un serviciu intern, vor fi mutați pe Tomis și ei, pentru că au loc acum acolo. Pentru agenție căutăm un spațiu, pentru că agenția nu putem să o desfințăm, oamenii. Agenția fiscală la parter și mai sus erau servicii. Da. Așa, agenția fiscală căutăm acum un spațiu să o mutăm. Eventual este o discuție cu cei de la Tomis Mall, lângă Pașapoarte, tot acolo în zonă să fie și agenția asta. Și mai era o problemă cu arhiva, dar acolo s-a găsit un spațiu unde va fi mutată toată arhiva din toate sediile, SPIT. Există planuri pe termen lung de renunțare și a clădirii, a chiriei, închirierii clădirii de pe Tomis? Da. Știu că ați semnat contractul acum, dar nu știu pe câți ani, nu mă aduc aminte. Este pe 5 ani, dar s-ar putea să fie o clauză acolo, din câte știu eu. Deci vă gândiți să renunțați la clădirea aceea, da? Da, și aceea este. Dar nu aveam efectiv cum să facem acum, pentru că nu aveam unde să mutăm. Adică să ne mutăm acum tot în chirie, acum și să mutăm
tot ce înseamnă acolo. Așa, mutând doar agenția, este un efort destul de mic. Oamenii se duc acolo și renunțăm la dita mai clădirea. Dar bine, acolo sunt 5 etaje sau cât pe Tomis, da? E da, foarte greu să găsiți un spațiu. 6, cred că sunt. 5 sau 6 sunt pe Tomis. E greu să găsiți, probabil, că și în spațiile Raia DPP. Asta este destul de mare de lângă piața Griviței. Din calculele inițiale ar încăpea tot ce înseamnă partea de personal, mai puțin arhiva. Pentru arhiva, oricum arhiva trebuie să aibă un spațiu special amenajat, să respecte niște rigori din punct de vedere... A, deci ați putea muta tot personalul de pe Tomis în noua clădire? Da. Interesant, nu știam. Ce ați făcut cu spațiile alea de la City Mall, ale primăriei? Ați negociat cu domnul Rusu până când le-ați dat mai mulți bani acolo. V-ați dus? Declarațiile erau așa, triumfătoare. Știu că poate v-a supărat subiectul, dar mă rog. Nu. Imediat. Stați să explic eu contextul întâi și după aceea spuneți cum vedeți dumneavoastră. Declarațiile pe care le-am citit eu în presă erau așa, că primăria, și aici nu dau niciunul, primăria, PNL, USR sau USR, PNL, cum vreți, se va bate cu City Mall să micșoreze prețuri chirii. V-ați bătut, dumneavoastră și domnul Rusu, că le dați mai mulți bani. Ce s-a întâmplat? Nu. Față de cât... Trebuia renegocia contractul. Da. Și ei veniseră cu un preț de 10 euro. Era 7, da, parcă. Noi aveam un preț de 7, pe contractul care expira. Ei au cerut 10 euro. Da. Am ajuns undeva la 1,5. Păi mai bine le dădeați dumneavoastră, nu știu, 5 și ajungeați la 6. Nu e mai bine să le dați 5 loc de 7? Da. 3 nu să cred le dați. Că ar fi acceptat. Domnule... Ați negociat și le-ați dat până la urmă un pic mai mulți bani. A mai crescut, dar nu atât cât au cerut. Da. Asta cu siguranță nu. Păi deci, da, dar puteau să ceară 20 de euro pe metru pătrat, plus cheltuielile acelea de curățenie, ce faci? Le-a dat 15? Păi nu le dădeam, atunci era altă discuție. Așa să știți că nu pare, din punctul meu de vedere, dar eu nu mă pricep, nu pare o victorie așa a primăriei, faptul că dați mai mulți bani, da, dar nu cât cereau ei. Păi ce era să facă? Să ceară mai puțin ei? Nu este o victorie. Nu pot să spun că este o victorie, pentru că așa nu vă dau dreptate, dă mai mulți bani. Dar eu v-am spus exact cum au decurs negocierile și de ce am ajuns și ne-am înțeles la suma, la prețul acesta pe metru pătrat. Dar cam cât ați negociat? Nu, serios, 10 minute, o oră, două, cinci, cât să sunt într-o astfel de negociere? Nu mai știu să vă zic exact. Da? Nu mai știu. Sunt curios. Oricum, același preț îl plătesc și cei de la Speed. Asta vă spun, acolo a fost negociere directă a directorului cu cei de la Tomis. Da. Deci este clar, din ceea ce a spus, că oamenii nu voiau 10 euro, voiau 1,5. Că atât cerau de la Speed. Păi, ce să facă? Ei cer mai mult ca la prețul pe care îl doresc. Evident. Am înțeles. Va rămâne pe termen lung Speed-ul în acel City Mall? În City Mall? Sau v-ați gândit dacă există planuri de, nu știu, retragere de acolo sau... Din discuțiile pe care le-am avut inițial cu doamna director, zicea că este ok și că acel spațiu ar trebui să rămână multă lume, se duce acolo și își rezolvă problemele, mai ales că se duc la mall și se găsește... Acum nu știu cum se practică prin alte părți, vă spun sincer chestia asta, dar din punctul meu de vedere să ai facilitățile astea în mall, pentru unii este o ușurință în a ajunge acolo. Da, lumea se duce la, nu numai acolo, lumea se duce în general în mall-uri și poate că e mai simplu. Mai e și o chestiune acolo. În plus, avem locuri de parcare, nu mă știu dacă se plătește la mall sau nu. Intrarea e ciudată, cu bariere, se formează cozi. La mall se plătește peste 2 ore, din câte știu. Acolo? Da, nu știu, că nu sunt client. Peste 2 ore. Nici eu. Dacă intru mai mult de 2 ore, n-am stat niciodată. Chiar, n-am stat niciodată mai mult de 2 ore acolo, da. Mă rog, încerc eu să evit, dar asta este altă discuție. Digitalizare ce înseamnă? Care sunt planurile în ceea ce privește digitalizare? Renunțarea la cât mai multe hârtii. Acum ce este în lucru, știu că se va achiziționa un nou site. Al primăriei? Al primăriei, da. Ăsta și pentru mine este destul de greoi. Nu-mi dau seama cum va arăta următorul acolo. Dar asta știu că urmează să se întâmple. Se vor achiziționa și s-a urcat pe SEAP caietul de sargint pentru achiziționarea de echipamente. În momentul de față, echipamentele sunt vechi, depășite, sunt insuficiente în toată primăria. Da? Adică vorbim de la laptopuri, imprimante, tot ce ține de partea asta. 2M6, nu? Așa. S-a urcat și s-a
implementat acea aplicație pentru sesizări. Cea care funcționa și pe vremea veche din instalații? Nu, este o altă... Altă, cum se cheamă? Este altă aplicație... Ia uitați-vă acolo, să facem așa o probă, să vedem dacă merge. Am văzut niște gropi. Că eu nu știu dacă eu nu am descărcat-o pentru că e pe site. Am înțeles, lăsați că o căutăm. S-a reușit interconectarea sediilor primării? Nu am descărcat-o pentru că urma pentru Apple să fie, deci era doar pentru Android și urma pentru da? Apple să... Îmi spuneți în pauză și verificăm. Acum câteva luni de zile era tot pe SICAP, am văzut o licitație sau pentru interconectarea sediilor primării din punct de vedere electronic. Nu știu, puteți comunica între sedii acum? Nu prea se poate comunica. Știu că la Spitu mai are niște informații pe care dă poliției locale și altor departamente, celor de la parcări. Acolo se comunică, dar nu știu exact dacă pot vedea ei în sistemul lor, dar știu că se lucrează la o chestie da. Asta de competențe partajate. Da, și la asta se lucrează acum. Una peste alta, părem destul de în urmă la acest domeniu al digitalizării primăriei, să știți. Așa pare. Știu, eu o să mă duc și am un plan să mă duc pe la Brașov și Cluj să văd exact cum se întâmplă lucrurile acolo. Știu că au fost colegi de-ai mei din București pe la Brașov și înțeleg că și ei ziceau că sunt mult avansați față de ce... Brașovul, da. Și acum Clujul, mă gândesc cum o fi la Cluj. Clujul și Clujul, la fel, emit nu știu câte zeci de documente online. Unele dintre ele, repet, se emit online și în Constanța. Spitul face acest lucru. Nu știu, un certificat fiscal, de exemplu, dar la Cluj au... personaje digitale care să răspund la telefon. Da, cine se duce? Cineva din USR, din primărie? O să mă duc eu în calitatea mea. Da. Am un plan, încă nu am stabilit exact când și urmează să mă duc. Da, pentru discutăm cu colegii. Au fost colegi consilieri locali la sectorul 3 din București, au fost acolo și mi-au zis, băi, pe digitalizare stă foarte bine. Avem și primarul, mă simt, adică e mult mai apropiat, să zic așa, să mă duc acolo, dar ei au fost tot așa în echipă, au fost USR plus PNL, cum sunt acolo în Consiliu, așa au fost și în vizită la Brașov și au avut acces și în Consiliul Județean și în primărie, deci nu a contat chestia asta. Am înțeles. Dacă mergeți în Cluj, trebuie să pregătiți cardul sau telefonul sau chiar niște monede. Veți plăti o play parcarea în centru. Pentru că vorbim despre parcare, vă rog să facem așa, să luăm o scurtă pauză de publicitate și să vorbim după despre modificările pe care USR vrea să le aducă regulamentului de parcare. Pauză, revenim! Ne-am întors în platoul Dobrogea TV. Primăria Constanța Sesizări se cheamă aplicația. Am văzut în pauză împreună. Acum funcționează și pe Apple. Ok. Mi-a făcut repede cont, trebuie validat de către pe e-mail și, mă rog, lucrurile par destul de simple. Bun, haideți să vorbim puțin despre parcări. Ați anunțat că vreți să modificați regulamentul. Care sunt modificările pe care vreți să le aduceți? Da, noi încă de la început am spus că regulamentul este perfectibil și ne-am dat seama de unele lucruri în momentul în care acesta a fost implementat. Într-un fel a apărat pe hârtie, într-un fel s-au simțit lucrurile când a fost implementat. Da, cea mai importantă din punctul meu de vedere este renunțarea la plata parcării pe timpul nopții. Noi am zis între ora 20 și ora 8. Acum vedem exact cum stabilim. Poate fi 7, poate fi 21, poate fi 19. Nu, asta e intervalul deci pe care l-am gândit. Deci undeva pe timpul nopții să fie gratuit. Pe care l-am gândit noi. Asta mi se pare și la... Asta n-aș renunța absolut deloc în discuțiile pe care le vom avea, pentru că adică nu putem să spunem că doar noi. Noi am prezentat, să zic așa, câteva din modificările pe care vrem să le facem. Cu siguranță discuțiile vor fi mai largi și știu sigur că și colegii din PNL vor modifica. Cu ele mergeți la consiliere din PNL, armonizați și, cumva... Exact, pentru că știu sigur, din discuțiile avute, nu au fost discuții punctuale, am zis că o să luăm
pentru că se apropia ședința asta, aveam regulamentul cu agenții, am zis că regulamentul cu parcării, vom discuta și regulamentul cu parcările în septembrie sau din septembrie. Deci, el nu va intra, în august acum? Nu, pentru că e o discuție mai largă și vrem să rezolvăm cât mai multe dintre problemele pe care le-am remarcat în perioada asta de implementare. Ați votat, domnule Cocargeanu, și USR și PNL... Parcarea aceasta pe timp de noapte 24-24, chestiune care nu se întâlnește nicăieri din lume, din știință. Ideea e că da, am votat, asum greșelile, noi ne asumăm greșelile, de-aia vrem să și schimbăm. Acum o să vă spun și nu este ca o scuză, poate mai mult să ne culpabilizeze și mai mult faptul că noi în discuțiile tot așa cu cei din PNL am stabilit că nu se plătește parcare noaptea. În momentul în care regulamentul a venit la vot, era inclusă chestia asta, că e 24 din 24, iar noi nu am mai verificat. Am zis, bă, dacă am stabilit ceva la un moment dat, dar asta nu trebuie să fie. Deci v-a păcălit PNL? Nu, PNL-ul nu știu unde s-a produs schimbarea. Primarul, cineva, PNL, s-a produs în cadrul primăriei. E inacceptabil cumva să discutați ceva și să apară altceva. Eu vă spun, același lucru s-a întâmplat și la Mamaia. Da? Pentru că la Mamaia era ceva logic să spun așa, pentru că la zona 2 există posibilitatea unui abonament pe o zi, pe o săptămână, pe o lună și atunci era logic acolo unde vin turiștii, aceștia să aibă posibilitatea să-și plătească pe perioada sejurului, nu să plătească, să stea să plătească cu ora la 3 ore sau să plătească pe o zi, lucru oricum posibil doar în aplicație și nu prin simplu SMS. Și atunci, în afara a trei zone, zona de la Summerland, zona de cluburi, zona de casino și parcarea cea mare de la Telegondola, de la Perla, trebuia să fie zona 2. Dar undeva, într-o paranteză, acolo a apărut că toată mama aia e zona 0. Să știți că eu aud prima dată lucrurile acestea. Eu vă spun și vă spun că sunt foarte sincer și la fel ne asumăm orice greșeală făcută, ne asumăm și pe asta. Și acum trebuie să spunem, da, că regulamentul acela e destul de stufos și nimeni nu citește înainte tot ce scrie 50 de pagini. Da, dacă stabilești ceva, rămâne stabilit. Da, am stabilit ceva, am vorbit și, pe urmă, lucrul acesta s-a întâmplat în cadrul aparatului primăriei, să spun așa. Nu știu cine, de acolo n-am cum să descoper chestiile astea, unde s-au făcut foarte bizar, schimbările. Dar, bizar faptul că se discută una și apare altceva. Da. Mă rog, asta este, prima asta modificare este renunțarea la plata pe timpul. A doua este cea de care vă spuneam, asta cu Mamaia, zona rezonarea stațiunii Mamaia, da. Mai avem includerea de abonamente pentru persoanele care nu sunt rezidente, pentru zona 0 și zona 1. Aici nu există nicio posibilitate. Poate omul, nu știu, la un preț... Acum e vreo 500 de lei, 499 de lei pe lună, parcă în zona 0. Nu, partea rezidențială. În zona 0, spuneți. Pentru cei care și-au al doilea loc... Nu, sau stați un pic, ce vreți să faceți, că n-am înțeles exact. Pentru persoanele fizice nerezidente, adică așa cum există acel 199 pentru zona 2 pe an, sau pe lună, sau așa. La fel să existe un abonament și pentru zona 0. Pentru zona 0, cu un preț pe el există, din câte știu eu acum, pentru instituții. Cei de la Barou și de la Curtea de Apel Constanța au rezervat 115 locuri din zona instanțelor. Sunt 125 de locuri acolo. Da. Cred că prețul e 499 de lei pe lună. S-ar putea să mă înșel, dar mă rog, nici nu contează prea mult asta. Deci vreți să dați posibilitatea oricui și mie și telespectatorilor care nu locuiesc în zonă să închirieze un loc de parcare acolo. Nu să-l închirieze. Să plătească un abonament. Să aibă posibilitatea, să nu mai plătească, adică poate este cineva care vrea să-și ia, el știe că o să parcheze mult în zona 0 și să nu stea de fiecare dată să dea prin SMS sau să intre în aplicație, să pur și simplu să-și achite un abonament, știe că a plătit total. Să achite un abonament și să nu mai fie nevoit să plătească. Acum, fără rezervarea lor. Fără rezervare. Cei de la Barou și de la Curtea de Apel, să nu creăm probleme, au locuri rezervate și au pus plăcuțe acolo. Asta este posibil acum. Noi vorbim pur și simplu că așa cum se întâmplă în zona 2, când oricine, ca să nu mai plătească taxa pe oră sau așa, se duce și achită 199 și poate parca în orice zonă din oraș. La fel și aici. Te duci, achiți un abonament lunar, plătești, dar intri doar în zona 0. Am înțeles. Un abonament care
Deci în zona 0 e 499 de lei abonament. Pentru cei care locuiesc, au firme acolo și așa mai departe. Sunt curios cineva la 6.000 de lei pe an ca să plătească în zona 0. Ca așa reveni, nu? 500 ori. Da, dacă vrea cineva. Dar trebuie să existe și posibilitatea asta. Așa ne-am gândit. Am înțeles. Acum nu știu cum, vă spun sincer că știam de cei oblei de la Cluj, dar nu știu sigur dacă ei au posibilitatea de abonament. Asta nu mai știu să o spun. Nu cred, știu că am citit, dar... Au zone cu abonamente. Zone cu abonamente, dar în centru anuale. Numai că nu se poate plăti abonament, am fost și am parcat în centru. În centru Clujului e un hotel frumos, nu era o play pe oră, era, nu știu, 7 sau 6 lei. Toate bune și frumoase. Era 5 după amiază, m-am dus să plătesc, puteam să plătesc și cu bancnote și prin aplicație și puteam să plătesc numai până la ora 8, parcă după 8 devenea gratuit. Ceea ce iar e foarte bine, că e centru. Dar nu puteam să plătesc pentru 12 ore, 14, trebuia să mă trezesc la 7 dimineața, a doua zi, să plătesc parcarea pentru încă nu știu câte ore. Un sistem absolut... Da, sistemul e făcut acolo astfel încât să descurajeze parcarea, punct, și pentru turiști, și pentru clujeni, și pentru... A trebuit să găsesc alte soluții, că evident, mi-era greu să mă trezesc în concediu la 7 dimineață. Dar acolo, în Cluj, oricum, e altă lume. Primarul vrea să facă tot spațiul acela din centru pietonal, să treacă numai autobuzul și așa mai departe. Deci, 3 modificări până acum, da? Parcă erau 4 sau 5. Da. Mai este una care nu ține de... De regulament și este, ar însemna modificarea unui alt HCL. Care anume? Și aia am împrumutat-o de la dumneavoastră, din ceea ce a spus, cea cu două locuri de parcare pentru apartamentele care au, în momentul de față, deci obligativitatea pentru cei care construiesc apartamente sub 100 de metri de pătrați să aibă două locuri de parcare. Lucru care nu se poate aplica retroactiv ca să nu se sperie lumea, ci de la promulgare. Da, dar asta aici va fi o discuție mai largă, eventual și cu dezvoltatorii și cu colegii din PNL și trebuie să stabilim ceva de comun acord și să vedem dacă lucrul ăsta... ajută în momentul de față ceea ce se întâmplă acum sau pe viitor trebuie să gândim zonele în așa fel încât să nu mai avem probleme. Acum, ce să spunem, în Constanța s-a și construit mult și infrastructura nu mai permite adică este foarte greu în momentul de față, cred că toți ne uităm și toți căutăm locuri de parcare unde să le supraetajăm și este foarte greu că se spune, da, trageți doar niște linii pe asfalt, dar sunt locuri unde efectiv nu mai există, nu mai poți să construiești, nu mai poți să te înalți. Adică ar însemna să te duci cu o parcare supraetajată să iei tot soarele și toată lumina celor care stau în blocul respectiv, da. Că ar fi destul de aproape. Da. Nu știu, deci soluții. Așa cum este parcarea care ar urma să se construiască la Casa de Cultură în spate, acolo este ok. Este o parcare, trebuie doar supra-înălțată. Dar acolo este un spațiu bun unde s-ar putea organiza. Să vedem dacă se va întâmpla. Înțeleg că durează 400 de zi. Există studiul de fezabilitate. Da. Până vedem prima cărămidă pusă sau primul excavator în zonă, da. Oamenii sunt pesimiști. Să vedem și cât va rezolva din... Ni s-a spus așa că parcarea aceea, da, va fi creată pentru a rezolva problema spațiilor de parcare care dispar de pe Lăpușteanu. Este evident că ea va rezolva punctual problemele. Nu va veni cineva de la Dacia să parcheze acolo. Sunt 4 modificări... nu știu dacă mai era una cinci. Și mai era una mai mult tot așa tehnică pentru posibilitatea celor care au autoturismul în folosință să-și poată lumea spune așa, dar eu nu știu, am o mașină de la firmă sau ce fac era, unde parchez? Da, era problema... Sau leasing? Leasingul e ok, dar era există, da, în mașină în folosință, de exemplu, vorbim de profesiuni liberale, vorbim despre medicii de familie care au mașina pe cabinet, dar este efectiv... Era un fel de scăpare a regulamentului care va fi rezolvată.
No. Și acum discuțiile pot să atingă orice particol și orice punct din regulament, adică suntem deschiși să-l discutăm, nu neapărat punctual pe acestea, să-l discutăm în integralitatea lui și să discutăm astfel încât să-l îmbunătățim. Deci n-ați început discuțiile încă cu cei de la liberal? Urmează. Dar sunt deschiși, adică sunt și dumnealor deschiși la discuții și cu siguranță astea se vor purta și cu siguranță, din nou o spun, regulamentul va avea modificări. 4 lei pe oră rămâne în centru? La prețuri nu pot să avansez niște cifre. Dacă le discutăm, o să le discutăm atunci. Asta cu tarifele și cifrele este destul de sensibilă și în momentul în care ai anunțat ceva, lumea are niște așteptări în sensul ăsta și atunci nu e bine să le fac în momentul de față. Am înțeles, da. Oamenii trebuie să știe. Că știm cum s-a creat isteria cu 15 lei, de 7 lei, era 5 lei, 7 lei, 15 lei. Toată lumea vedea doar cifra cea mare acolo, care era oricum peste 3 ore sau de la a treia oră sau o chestie de genul. De-aia vă spun că e foarte sensibil. E sensibil, da. Puteți să răspundeți oamenilor că e 45 de lei pe oră în Oradea, de exemplu, în fața primăriei, după a treia oră. Cine vrea să stea în fața primăriei, plătește 45 de lei pe oră. Apropo, dumneavoastră, nu viceprimarul, în general, șefii din primărie nu sunteți prea afectați de acest regulament, pentru că parcați gratuit în fața primăriei, aveți barieră, e interzis pentru plebe, e parcarea Consiliului Județean sau nu știu, nu e a primăriei, dar puteți parca liniștiți acolo. Nu, bariera nu mai este lăsată jos, poate parca oricine. Niciuna dintre bariere, în afară de vineri, când este vinerea verde, nu este lăsată jos. Să știți că am vrut să intru într-o sâmbătă și erau barierele lăsate, nu știu dacă era vineri sau sâmbătă, s-ar putea să fost vineri seara. Să nu vorbesc cu păcat. Dar cum să ajungi, că e interzis, dacă e poliția acolo, mă amendează dacă ajung până la bariere, pentru că e interzis ora chiar pe Bulevardul Tomis. Deci e cumva... Dar să știți că eu am văzut cel puțin vara asta, cât am mai mers sâmbătă pe acolo, multă lume și mulți turiști care veneau și parcau aici, ce probabil la Modern sau la plajă, dar vă spun sincer că i-am văzut cum își scoteau din mașină. Da. Deci și parchează gratuit acolo, că acolo nu se plătește. Ia auziți ce idee. Deci, dacă vreți să parcați gratuit în centru, la parcarea primăriei, intrați pe interzis, vă asumați, dar s-ar putea să fie mai ieftină amenda de interzis decât parcarea în centru, dacă stați în zi sau două. Da. Bun, o altă problemă care s-a ridicat și nu știu dacă o aveți în vedere este următoarea, chiar ce spuneam puțin mai devreme, în zona instanțelor, în toată zona zero, se pot închiria locuri, se pot rezerva locurile de parcare de către cei care muncesc acolo. Ce facem, domnule viceprimar, dacă avem treaba la instanță, din 125 de locuri, 115 sunt ocupate, unde mai parcăm? Sau mai parcăm, lăsăm mașina acasă, îi dăm foc, luăm autobuzul, ce facem? Da, și eu am aflat tot așa cum... Sau am aflat din presă. Am întrebat că sunt, dar nu reprezentanții Biroului de Comunicare al Primăriei care au răspuns. Da, sunt locuri închiriate de barou și de curtea de apel. Da, aici iar cred că e o scăpare și probabil ar trebui să o luăm în discuție. Cred că ar trebui cumva limitat numărul acesta de locuri. Că nu putem acum, nu știu, pe eventual barou, dacă ieșea, o să ia și peste drum, dacă mai au niște oameni care să închirieze și atunci, sau și toate locurile din zonă păi vor da, fi rezervate. Mie mi-a spus așa, numai curtea de apel și barou au, e răspunsul primăriei oficial, dar acolo mai avem tribunal, mai avem, păi dacă vrea și tribunalul, nu sunt de ajuns locurile de parcare pentru, și eu înțeleg foarte bine că un magistrat trebuie să aibă un loc de parcare, că stă la muncă și numai cu asta nu trebuie să fie stresat, cu locurile de parcare, da. La fel cu un avocat, stă peste 3 ore, stă toată ziua acolo, dar ce facem noi? Da, asta va trebui luat în discuție și să vedem ce soluție putem să găsim la chestia asta. Cred că cumva trebuie să fie limitată, nu poți să le dai... Adică, acum să vedem, poate de s-au luat 115 din 125. Dar 115, da. Eu spun de 125 sunt cele chiar de lângă instanțe, din față, din spate, pentru okay, că zona extinsă vor fi mai multe. Pe cifrele astea fixe, atunci se puteau lua toate. Categorii, da. Așa. Poate s-au și luat între timp, că nu i-a scris acum o săptămână. Da. Asta spun, adică și dacă erau doar 50, asta era. Erau 50 care și-au, restul erau libere pentru oricine venea și avea treabă în zonă. 50, 70. Nu știu să spun, adică ele probabil, nici dacă ar fi 125 și ei sunt 200 acolo, tot n-ar fi suficiente. Da, categorii. Deci adică nu poți să le faci niciodată suficiente. Și de-aia spun, bun, câte... Acum nici nu știu să spun.
Câte cereri are instituția în total? Noi nu putem să vă oferim decât atâtea, pentru că așa funcționează peste tot și așa este în oraș și cred că în toate orașele nu există suficiente locuri de parcare pentru câte mașini sunt. În niciun oraș. Și dacă translatăm puțin chestia asta la nivel mai mic, nu pot să le ofer lor locuri de parcare pentru toate mașinile care vin în instituția respectivă. Ai un număr fix, acum cum vi le împărțiți să voi sau cum faceți, pentru că nici oamenii de la blocuri au un număr de, nu știu, 10 locuri pe blocul respectiv. Ceilalți care nu prin loc acolo se duc și parchează mai departe sau își găsesc... În spate la Trocadero, în zona aceea, vreo 60 de locuri și sunt la blocuri turn pentru... De-aia spun, adică nu pot să le ofer și de-aia mă gândesc că o limitare în funcție de cerere, dar nu știu cum se poate. Asta trebuie discutat. Am înțeles, rămâne de văzut în coaliția de guvernare. Da. În nicio țară din lumea aceasta, civilizată, nu se parchează așa cum se parchează la noi, în cartierele rezidențiale, primul servit, primul venit, primul servit. Dacă am avut eu o pilă la primărie sau dacă am fost primul la primărie, am luat un loc de parcare și rămâne al meu. E un sistem aplicat în mai multe orașe. Un sistem pe care Radu Mazăre l-a aplicat cu succes aici pentru el, pentru constanțeni, scuzați-mă, la care n-ați renunțat. Nici dumneavoastră o seră, nici dumneavoastră, nici PNL. Teoretic, așa, pe urmele lui Radu Mazăre. S-a schimbat cumva, acum este vorba de o aplicație, este vorba de o aplicație, nu mai merge pe partea de cerere pe care, adică se văd locurile libere în aplicația respectivă în momentul în care se eliberează. În aplicație, că nu e nimic acum, liber. Da, și aici mai e o schimbare pe care am cerut insistent, și anume faptul că nu mai poți să-ți reînnoiești anual, deci dacă ai ajuns la 5 ani, locul tău va deveni disponibil. Va deveni disponibil și pentru tine, va deveni disponibil și pentru vecinul tău, să spun așa, dar în aplicație, aici... Și cine îl obține? Aici e întrebarea. Cine e mai rapid? Cam la asta s-ar reduce. Nu, păi nu și ce face Cocargeanu cu un bătrân, care un pensionar, care nu se pricepe foarte bine? Există un grup de suport în cadrul primăriei. Păi da, dar dacă e mai rapid tânărul, el va lua, nu? Sau dacă da, ține sunt minte. Niște deficiențe e și normal, nu știu exact care este... Cocargeanu. Și știu și propunerea dumneavoastră. Nu e propunerea mea. În toată lumea asta, civilizată, se face așa. La dumneavoastră, da. Știu despre... Hai să mai explicăm o dată. Avem un bloc aici și avem 20 de locuri de parcare. În lumea civilizată din Europa, nu se închiria, nu se rezervă locurile de parcare, se spune așa, bă, toată lumea poate parca pe locurile astea contra unei sume modice, nu știu, 10 lei pe an. Da. Ai prins loc? Bine. N-ai prins loc? Te duci în altă parte. Nu e o soluție bună. Dar e ceea care funcționează acum în Europa. Da. Știu și eu m-am gândit la ea, cel puțin de când am citit-o. Acum trebuie să vedem. Nu am putut să avansăm ca și soluție. Nu. Trebuie să ne gândim ca și mod de implementare. Poate că e proastă, da. Dar ce faceți când se va elibera un loc și vor veni două persoane care vor dori același loc? Nu știu ce se va întâmpla atunci. Deci, da, nu știu. E vorba de, v-am spus, din aplicație. Eu am susținut, la momentul respectiv, mi se părea mai bună varianta licitației. Nu știu dacă era cea mai bună. Mi se părea mai bună decât asta. Se făcea cumva o diferență. Da, știți cum s-a ajuns la licitație? Tocmai datorită sau din cauza acestui fapt. Două persoane au vrut să liciteze, au vrut același loc de parcare, primăria a zis, uite, da. Sistemul e primul venit, primul servit. Am venit eu primul, domnule Cocargeanu, stăți la coadă. Domnul Cocargeanu s-a dus în instanță și a spus ia să decide în instanță cum facem. Și se licitează. S-a ajuns undeva, un preț mediu de 1000 de lei pe an. Eu am fost un susținător la momentul respectiv al licitației. Vă spun ce, mi se părea mai bună cel puțin decât varianta actuală, chiar și cu aplicația. Asta nu s-a putut mai mult de atât. Deși și în cadrul partidului, că nu mă feresc, și în cadrul opiniei publice multă lume a sărit. Cum licitați? O să ajungem la niște sume. Nu-și permite oricine. Ce fac cei care au de 20 de ani locul de parcare? Nu, aici e o greșeală. Au un locul de parcare de 20 de ani, îl folosesc de 20 da, de ani. Da, păi ce? Eu am plătit an de an locul de parcare. Acum ce fac? Rămân fără el că are altul bani mai mulți decât mine și vine și licitează mai mult? Asta, pe de altă parte, am avut și partea cealaltă, care ne spun
Noi n-am putut, de 20 de ani încercăm să luăm un loc de parcare, dar n-am putut pentru că toate au fost rezervate când am ajuns noi în blocul respectiv și nu am avut posibilitatea asta. Dacă cei care sunt acolo își plătesc an de an, nu am avut posibilitatea să luăm niciun loc de parcare. Cu persoanele astea ce facem? Haideți să facem un experiment. Soluția dumneavoastră este o soluție... Soluția pe care am văzut-o multe țări în Europa. Haideți să facem un experiment. Poate, eu nu pot să o fac. Eu am un loc de parcare privat, cumpărat, intabulat, cadastrat și așa mai departe. Dar dacă e cineva care, în situația pe care ați expus-o a doua, care vrea un loc de parcare, dar nu poate, haideți să facem așa. Merge sau veniți la noi, vă ajutăm cu un avocat, dați în judecată primăria și lăsați instanța să decide. Instanța care, mă rog, o mare lucru de parcare pentru ce stare plână, dar să vedem la ce soluție se va ajunge. Pentru că lumea spune, n-am ce să fac, dar nici nu se duce în instanță să găsească o soluție. Poate că instanța va decide că nu-i bun regulamentul și că trebuie scoasă la licitație. Nu știu ce va decide instanța. Poate obligă primăria să facă lucruri de parcare, deși nu știu unde, pentru că e o situație complicată care nu va fi rezolvată niciodată dacă nu va renunța la mașină. Și oricum, soluția nu va fi bună pentru toată lumea. Deci nu va exista o soluție care să mulțumească pe toată lumea. Asta e clar. Dar trebuie să încercăm să găsim cea mai bună soluție. E categoric. Auziți, promitea domnul primar în campanie și nu era o glumă că așa, într-un viitor îndepărtat, vrea să reintroducă tramvaie, să... Nu știu, vă gândiți la posibilitatea aceasta de a face un transport în comun sau de a modifica mobilitatea urbană între atât de mult încât să spunem, domnule, e mai bine să mergem la muncă cu autobuzul, cu tramvaiul, cu metroul, că tot voia colega dumneavoastră să facă metrou. Cum o cheamă? Am uitat. Colega dumneavoastră deputat să facă metrou. Dar întrebarea e serioasă. Vă gândiți că la un moment dat Constanța va fi așa un oraș în care să ne fie drag să mergem pe jos cu mișcarea și transportul în comun? Eu așa sper și spre asta trebuie să tindem. Așa este trendul european, unde se renunță din ce în ce mai mult la mașini. S-a început cu centru, după aceea încep să se extindă zonele, dar asta trebuie să se facă treptat și trebuie să fie înlocuit de un transport în comun și ecologic și decent din toate punctele de vedere și să fie și o flotă suficientă, să știi exact programul la care ajung autobuzele în stație, să ai astfel de afișaje în toate stațiile, să ai stații, efectiv, în care să... Să nu te bată ploaie vântul. Da, da. Deci, da. Am înțeles. Filozofia rămâne însă și după schimbarea acestui regulament că parcarea se plătește. Nu vreți să renunțați, adică nu cădeți în populismul acela. Nu. Domnule, toată lumea să parcheze unde vrea și în centru, e gratis, nu ne interesează. Nu, pentru că așa se întâmplă în toate orașele mai civilizate și mult mai civilizate decât noi. Deși n-aș vrea să folosesc termenul ăsta, în situația asta suntem. E adevărat, făceam o comparație cu, deși e exagerat, am spus, spun și așa e exagerat, cu Amsterdam, unde parcarea e 75 lei pe oră. Apropo, noaptea nu se plătește nici în centrul Amsterdamului. Amsterdam, care are un buget de peste 5 miliarde de dolari, de euro, un oraș de 800.000 de oameni. Sunt orașe mai civilizate pentru că au mult mai mulți bani decât Constanța. Mai avem 2 minute și n-am apucat să vorbim deloc despre piața Ovidiu, a fost acolo. Pe scurt, așa, în 2 minute, cum vedeți piața Ovidiu? Cu mașini, fără mașini? Trebuie să existe un regulament de limitare a accesului. Accesului auto, da. Noi am avut întâlniri atât cu rezidenți, cât și cu operatori economici din... V-ați întâlnit și cu agenții economici? Da, v-am văzut acolo, ați discutat cu oamenii, așa se face administrație, te duci și vorbești și cu oamenii. Cu operatori economici chiar ne-am întâlnit săptămâna trecută. Și oamenii sunt de acord cu limitarea mașinilor? Și unii și ceilalți sunt de acord că trebuie să existe un regulament. Nu sunt de acord cu forma actuală a regulamentului. Am înțeles că s-au trimis și opinii, că în momentul în care a fost în consultare publică încă mai este câteva zile. Nu știu exact ce s-a modificat în el. Noi am vorbit tot timpul pe forma inițială. Este o problemă a locurilor de parcare, pentru că în tot ce înseamnă peninsulă, nu există locuri de parcare, deci nu există, nu sunt sistematizate, nu există locuri de parcare. Așa. Cei care au 2 mașini și vor fi limitați la accesul doar pentru o mașină, singura lor posibilitate este să parcheze undeva în afara peninsulei. Pentru că oricum nu au locuri de parcare. Pentru că nu au, așa. Da.
Operatorii economici ne-au spus că măcar să existe, sau pentru unii dintre ei sunt operatori economici care au parcări private. Cu ei ce facem dacă limităm accesul? Oamenii au parcări, efectiv acolo se poate intra și se poate parca. Acum, o altă idee ar fi, pe care ne-au dat-o, acum trebuie să o discutăm și să o rumegăm și noi, ar fi să se permită accesul, dar să nu se permită staționarea pe domeniul public. Și dacă nu se permite staționarea, atunci ce faci? Ai trecut cu mașina? Cât să trebuie? Adică de ce să trebuie să te mai plimbi cu mașina dacă nu ce poți să o oprești acolo? Adică sau ai venit, ai lăsat, nu știu, ți-ai lăsat turistul la hotel, ți-a lăsat bagajul turistul la hotel, se duce și își parchează mașina, nu o parchează pe acolo în față, nu o lasă acolo. Dar cumva poate ar trebui să facilităm accesul până acolo. Mai sunt scăpări în regulament. De exemplu, nu erau prevăzute taxiurile. Taxiurile și celelalte mijloace de transport. Nu poți să scari bagajele până și cred că trebuie să capete. Nu aș vrea să ne grăbim pe regulamentul ăla ca să nu existe iar situația de la parcări. Nu, vă spun și noi înțeles. Într-o decizie și să trebuie să... Așa o văd eu, este o părere personală. După ce s-a întâmplat cu regulamentul parcărilor, și toate discuțiile, poate ar trebui să avem mai multă grijă cu ceea ce facem pe viitor. Cu siguranță. Vă aștept și după ce avem forma finală a acestui regulament, pentru că este importantă cu siguranță zona peninsulară, să vedem ce se va întâmpla acolo. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat, să aveți o seară excelentă. În continuare.